Recent, în comuna Hunedoreana Beriu s-a derulat cea de-a doua etapă din acest an a proiectului pe fonduri europene intitulat Afinatura, Sănătate de la Munte. Pe lângă prezentarea sucurilor sau dulcețurilor de afine, oficialitățile prezente la manifestare au făcut un apel prin care încurajează consumul de produse autohtone. Emil Băc, primarul comunei Beriu, consideră acest lucru benefic nu doar pentru sănătatea populației, ci și pentru cea a economiei, mai ales a celei locale. Afinele s-au dovedit a fi unul dintre cele mai sănătoase alimente. Se știe foarte bine că aceste fructe conțin antioxidanți, sunt foarte bune pentru organism. Eu le recomand tuturor să le consume cu încredere și doar consumând produse autohtone putem să fiecare să contribuim la dezvoltarea atât a zonei Beriului cât până la urmă a întregii țări. Și autoritățile județene sprijină consumul de produse tradiționale autohtone și la rândul lor au făcut un apel în acest sens. Apelul este pentru toți românii să încerce să consume produse românești, pentru că consumând aceste produse românești vom ajuta economia, vom ajuta fiecare fermier în parte și vom înțelege că doar împreună putem să ducem economia acolo unde este locul ei, pe cele mai înalte podiumuri. Afinul se caută în general și pe piața internă, dar și în special pe piața externă. Este un produs care până la urmă face bine la sănătate și toată lumea îl caută și ca și fruct, și ca și dulceață sau ca și suc. Important este să fim alături de ei, să încercăm să-i promovăm și cu ajutorul dumneavoastră asta facem și astăzi. Apelul la consumul din producția autohtonă este cel de-al doilea făcut în decurs de nicio săptămână, primul fiind lansat cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești. Diriguitorii agriculturii hunedorene fac astfel un nou apel pentru consumul produselor autohtone și îi îndeamnă pe fermieri să acceseze subvențiile care se acordă în acest domeniu. Așa cum am spus și la descrierea festivităților de la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara, reiterez apelul să sprijinim fermierii locali, să consumăm produse românești și să ne gândim și să le omagiem munca de fiecare dată când mergem la cumpărături și când ne așezăm la masă. Ei primesc subvenții pentru suprafețele pe care le cultivă, pentru suprafețele care le au amenajate cu, în cazul de față, cu arbuși fructiferi. Sunt sprijiniți pentru că este o activitate care necesită și sprijin pe lângă altele. Proiectul Afinatura, Sănătate de la Munte, derulat de Primăria Comunei Beriu, are o finanțare europeană în valoare de 100.000 de euro.